Bun găsit tuturor! Sunt Alexandra Blejan și vă invit să rămâneți alături de noi pentru aproximativ o oră, pentru că astăzi avem cea de-a 7-a ediție a emisiunii Student Focus. Suntem astăzi în sala Cavas, acolo unde joacă majoritatea spectacolelor studențești, pentru că astăzi vorbim cu studenții de la Departamentul de Artă Teatrală din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Și nu putem să începem discuția fără să vi-l prezint pe primul meu invitat, domnul profesor universitar dr. Constantin Chiriac, director al Teatrului Național Radu Stanca și directorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine ați venit voi aici în studioul Cavas. Din câte știu, ai trecut prin aceste spații ca studentă. Sper că ai emoțiile de rigoare, mai ales că sunt unii din profesori, unii din foștii colegi care sunt aici. E un loc frumos, un loc în care se plămădesc vise și unde oamenii stau cu picioarele pe pământ și mângâie cu palmele cerul. Ce frumos ați spus! Demn de un început de o astfel de emisiune. Atunci mă corectez. Mulțumim că ne-ați primit în acest spațiu frumos, plin de emoție și plin din toate punctele de vedere, pentru că avem foarte, foarte mulți studenți zâmbitori, plin de energie pozitivă. Vă mai aduceți aminte de când erați dumneavoastră student? Cum era? Era minunat! Minunat! Și acum e minunat! În primul rând că eram de vârsta lor. De asta era minunat. Eram numai 8 studenți. În toată România era o nenorocire pentru că erau 521 pe un loc. Pentru un singur loc candidau atât de mulți. Ceaușescu ura artiștii. Totdeauna dictatorii se vor teme de râsul artiștilor, de râsul populației, de râsul lumii, nu de lacrimile celor care suferă. Și din cauza asta a decis treptat să desființeze tot ce era în perioada respectivă cultura și arta profesionistă în detrimentul cântării României. A fost o perioadă foarte frumoasă pentru că fiind puțini eram foarte respectați. În anul întâi erai cel puțin un fel de Robert De Niro, Peter O'Toole, erai foarte mare. Prin anul 4, pentru că pe vremea respectivă se făceau 4 ani, ajungeai să te gândești că ești, nu știu, Dinică sau Rebenjuc sau... Și după aia când ajungeai după o repartiție criminală undeva într-un teatru de provincie, cam începeai să înțelegi ce înseamnă profesia asta și când jucai câte 400 de reprezentații într-un an, deci mai mult de un spectacol pe zi, vedeai că ai ceva cu acea profesie sau nu ai. Ei bine, eu nu regret nimic, chiar vorbesc foarte serios. Am călătorit până acum în 144 de țări. Și dacă spun 144 de țări, am fost în, nu știu, Germania, Franța, Anglia, de vreo 100 de ori. De ce le contează ca o țară? Și în multe, multe conferințe, fiind profesor în vreo 16 universități din lume și doctor honoris causa, vreo 3 mari universități, am avut și am foarte multe conferințe. Și în una din conferințele pe care am avut-o în Statele Unite, explicam studenților ce înseamnă să poți să treci prin 3 regimuri. Practic am aparținut regimului comunist ca și formare în perioada de liceu și de facultate, apoi am intrat într-o perioadă de tranziție fără de sfârșit și apoi în perioada atât de frumoasă a nașterii și dezvoltării festivalului, a bursei de spectacole, a școlii de teatru, a școlii de management cultural, a actualei platforme doctorale, a centrului de cercetări în alte de spectacolului. De multe ori le spun colegilor mei mai tineri ce bine ar fi ca să pot să fiu studentul meu. Adică să am atât de multe oportunități cum iau astăzi. A fost o perioadă frumoasă, grea, dar niciodată nu trebuie comparat prin experiența celuilalt. Fiecare trebuie să fie un artist unic și să încerce să ajungă la acea unicitate a expresiei, a artei sale, în așa fel încât să poată să fie acel copil de duminică al societății care este artistul într-o comunitate. Spuneați, numeați pe tineri colegii mei. Stați mult printre studenți sau printre tinerii absolvenți? În primul rând este singura școală din România care este direct legată de Teatrul Național, este direct legată de un mare festival,
este direct legată de bursa de spectacole, de toate programele pe care noi le dezvoltăm. Nu întâmplător, 80% din actorii pe care Teatrul Național îi are sunt formați de această școală. În același timp, noi nu producem șomeri. Noi producem oameni care au un job. Dacă celelalte școli, din păcate, în proporție de mai mult de 80-90% nu ajung să aibă tinerii angajați, acești tineri, dacă sunt responsabili, au șansa să ajungă în teatre, în proiecte, încercăm să îi formăm după oportunitățile care sunt în această clipă în lume și le recomandăm să se asocieze, să fie expresia generațiilor. Încercăm să îi punem în parteneriat cu tot ceea ce înseamnă provocare la nivelul festivalului, la nivelul proiectelor pe care Teatrul Național le are. Nu mai departe de ieri s-au întâlnit cu mare, ieri și alaltăieri s-au întâlnit cu mare regizor, Radu Afrim, care va monta la Sibiu. Sunt mulți dintre ei care joacă deja în spectacolele lui Silviu Purcărete. Sunt alții care au intrat la Cordonski. Deci toți vor avea șansa ca să intre în castingurile pe care Teatrul Național din Sibiu, pe care proiectele pe care le facem în cadrul școlii de teatru, în cadrul școlii de management cultural și pe care le vom face în programul școlii doctorale pe care o înființăm la Sibiu. Spuneați că în perioada comunismului erau foarte, foarte puțini actori. Acum, în schimb, sunt foarte mulți. Toată lumea zice că sunt prea mulți, dar, în același timp, spuneți că au șanse. Nu este greu să introduceți într-un sistem din care ei să se poată întreține, să poată trăi? Nu, ei trebuie să fie principalul obiectiv. Pentru că în clipa în care vorbim, și din păcate așa se vorbește în România, nu se vorbește de om, de valoarea lui individuală. În clipa în care vom construi individualități, ei vor fi necesari. Se vorbește că în clipa asta sunt, nu știu, vreo 700 de tineri care termină o școală de teatru. Nu cred, cred că la vreo 300-400. Din păcate, România are singurul sistem în domeniul cultural care nu a avut nicio reformă. Deci nu avem de 24 de ani nicio reformă. Sunt foarte puține teatre care au apărut, sunt cele independente. Din această cauză, ei trebuie să-și gândească viitorul împreună cu noi. Toate comunitățile care au mai mult de 5.000 de locuitori ar trebui să aibă un spațiu de teatru, o sală de spectacol. Nu neapărat să aibă numai spectacole de teatru, dar dacă mergem în țările civilizate, vom vedea că peste tot, în orice orășel de peste 5.000 de locuitori, e un teatru bine echipat. De ce este necesar să avem? Pentru că fără spirit nu se poate să trăim, nu se poate. Dacă în clipa asta, nu știu, țările arabe au ca monedă de schimb petrolul, care se va epuiza peste 40-50 de ani. Europa are cea mai mare bogăție pe care noi trebuie să știm să o valorificăm. Europa este singura zonă foarte puternică a lumii care are de partea ei cultura și civilizația. Este cea mai importantă monedă. Și noi trebuie să mergem pe această cale. Uitați-vă la Sibiu. Din păcate nimeni nu învață din această experiență sau celelalte comunități. Este singurul oraș care a fost schimbat în totalitate printr-un dat cultural. Este un oraș care s-a reformat în 1990, când am trecut din perioada trecută în perioada asta, la ora 9. Nu mai era nimeni pe stradă. Erau toate străzile, toate porțile închise, toți erau acolo în spate. E un oraș rece, conservator. Iată cum s-a deschis grație culturii, cum s-a deschis grație emoției. Ei bine, asta încercăm să le insuflăm. Faptul că fiecare comunitate are nevoie de artiști. Mai devreme am spus că sunt copiii de duminică ai societății. Încercăm să dezvoltăm un program care se numește Tineri Cuceriți Orașul. Mergând acolo unde tinerii sunt, în puburi, în discoteci, în cafenele, în locurile în care ei se întâlnesc. Ei trebuie să fie expresia generației lor. Și atunci când vor veni cu întrebările, cu bucuriile, cu îndoielile,
cu transformările de care ei au nevoie și când vor ajunge la o atitudine de generație, în mod cert, transformările ei le vor face. Vor trebui să impună că la Mediaș trebuie teatru, că la Sebeș, la Alba Iulia, un oraș mare care nu are o sală de teatru, că inclusiv în orașele mai mici, la Avrig, la Agnita, inclusiv la Tălmaciu, vor trebui construite astfel de spații, numai că spațiile nu se construiesc ca și clădiri. Teatrele se fac din lăuntru. Când am preluat Teatrul Național din Sibiu, care era pe vremea respectivă teatru dramatic, l-am adus prima dată pe Iulian Vișa în 1991 și am încercat să transform din lăuntru această clădire. Ei bine, teatrul l-am luat ca și director abia în 2000. Și în programul de management pe care l-am făcut, am spus că vom face din Sibiu capitală culturală europeană. Mi-am pus ca și datorie, poate fi studiat, Luminița vă poate da manuscrisul pe care l-am dat marketingului în așa fel încât el să rămână document. În acel document am scris că voi aduce aparatură din Japonia pe un program pe care eu îl descoperisem, convingând japonezii, în primul rând, grație festivalului, în valoare de 500.000 de dolari. Și l-am adus, mi-am asumat un risc. De asemenea, am scris acolo că voi transforma teatrul din Sibiu în teatru național. Și l-am transformat în 4 ani. Ei bine, atunci când construiești o instituție din interior, ea are viață. Și abia atunci poți să ai pretenția, după ce ai făcut un mare festival, o capitală culturală europeană, să impui unei comunități că are nevoie de o clădire nouă. Și așa Sibiul va avea peste 5-6 ani probabil unul din cele mai frumoase și mai funcționale teatre din lume, nu din România, împreună cu un centru de congrese și atunci din destinația de turism cultural pe care Sibiu o are acum, va veni și turismul de business. Și atunci, combinate cele două, vom avea nevoie de administratori. Iar de acești tineri vom avea nevoie în mod cert. Pentru că prin unicitatea fiecăruia dintre ei vom construi programe, vom construi tot felul de soluții prin care omul să se bucure. Uitați-vă că nu ne mai uităm, din păcate, la cer. Mergem cu toții cu capul în pământ. Poetul spune, și îmi pare trist și neînțeles, că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori. Și nu zâmbim noi care atât de repede murim. De unde aveți atâta energie? Ați avut-o dintotdeauna, încă din studenție? Cred. Și cred că e un gând, vin de la o altă întâlnire în care am încercat să prezint un model de succes. Și le spuneam tinerilor acolo următorul lucru. Ați văzut că n-ați respirat niciunul? Spectatorul totdeauna respiră odată cu actorul. Măcar o dată în viață v-ați dorit, nu știu, să fiți mai înalți, mai buni, mai deștepți, mai frumoși, mai tineri, mai bogați. Noi acolo pe scenă suntem când ne asumăm cu adevărat ceea ce facem. Bineînțeles că am trecut prin împrejurări foarte grele la 3 ani din copilul răsfățat, Doamne, al unui bunic care era foarte bogat, care a fost debosedat de toate averile, de trupele rusești care în 68 au intrat în România, m-am trezit desculț și pe drumuri. Am umblat desculț și cu opinci. Și primii mei bani au fost câștigați din poezie. Am învățat la 3 ani să scriu și să citesc. Știam poezii, studenții mei știu poezie, să spun în continuu, vreo 2 săptămâni. Și probabil că acea întâmplare cumplită m-a făcut să cred că nimeni nu poate să fie mai deștept, mai bun decât mine, dacă are la fel un cap, un trup ca și mine. Deja de la 3 ani? Da, de atunci am început să câștig. Părinții mei au fost deposedați de casă și am fost trimis la bunica din partea mamei. Vin dintr-o familie cât un parlament al României
Tatăl meu are 17 frați, mama are 16 frați. Vă dați seama că dacă mi-aduc toți nepoții, toți verișorii, toți... și îi pun să voteze, credeți-mă că imediat intru în Parlament. Nu mi-am dorit niciodată și nici nu voi fi. Nu voi fi parlamentar. Pentru că Sibiul are nevoie de dumneavoastră să continuați ce ați început. Nu voi pleca, fiți convinși. Am avut multe, multe oferte. Sau dacă plec, plec și mă întorc. Este important ca să poți să ai unde să te întorci atunci când ctitorești. E bine, am făcut specială de matematici, din cauza asta toate bugetele sunt în capul meu. Am fost șef de promoție peste tot. Chiar dacă de multe ori am avut 9 la purtare și atunci nu exista premiul 1, era numai premiul 2, care era premiul meu tot. Da. În același timp am învățat de-a lungul timpului călătorind peste tot că este important când te duci în fața oglinzii să te suporți. Când vei ajunge să ai o relație adevărată, sinceră, să nu te minți. Tu pe tine. Și e un lucru foarte important pentru voi toți. Să ajungeți să nu vă mințiți. E important să ne credem cei mai deștepți, cei mai frumoși, cei mai grozavi, cei mai talentați. Dar în același timp e important, așa cum spuneam, să fim cu picioarele pe pământ, capabili să mângâiem cerul. Acesta este secretul pentru cu care ați reușit să depășiți toate momentele mai... Nu, mi-am creat o metodă. Muncesc enorm. Muncesc 16-18 ore pe zi, dorm 4 ore și am un complex de exerciții pe care îl fac zi de zi. Zi de zi. Am învățat din toate întâlnirile pe care le-am avut din India, Japonia, Indochina, Thailanda, Tibet, unde de asemenea am fost, până în Brazilia, Africa de Sud și așa mai departe. Fiecare corp este o entitate energetică. În clipa în care gândim un corp numai sânge, mușchi și, știu eu, un metabolism, greșim fundamental. Fiecare corp are trasee energetice. În același timp, din capacitatea creierului, nu folosim decât 2-3%. Savanții se duc pe la 4-5%. În rest, toate le avem în capul nostru. Shakespeare spune extraordinar, de n-ar fi trupul carne grea, ci gând. Nu m-ar opri haina de părtare, ci hăuri cât de întinse străbătând, din capă de fruntare ți-aș apare. Nu mi-ar păsa atunci că al meu picior de humă-i prins la margine de lume, căci gândul trece țări și ape în zbor, îndată ce a găsit un țel anume, însă gândul că nu-s gând mă îngroapă ca poștii lungi sărind să ajung la tine, ci plămădit mai mult din lut și apă, aștept gemând ca vremea să mă aline din elemente atât de încete, scot doar lacrimi, semn că doar să plâng mai pot. Întâmplător am spus acest sonet pentru că parte din studenți au trecut prin experiența shakespeariană și le-am spus de multe ori ce înseamnă să acoperi cuvântul cu imagine. Mulțumim foarte mult și pentru ora de mini ora de actorie pe care ne oferiți acum. Ne faceți mai mult să ne îndrăgostim de actor sau cel puțin pe cei de acasă îi faceți, pentru că de multe ori se spune că actorul se susține foarte greu. Într-adevăr, actorilor le place foarte mult ceea ce fac, altfel nu ar face lucrul ăsta, dar care credeți că sunt cele mai mari nevoi sociale și nu numai ale unui actor din ziua de azi, ale tinerilor care... În primul rând au nevoie de un job. În al doilea rând au nevoie să aibă o existență care să fie decentă, pentru că trebuie să citească, trebuie să se îmbrace. Încă o dată spun, este copilul de duminică al societății. Generația care e în jurul lor trebuie să ia de model. Din păcate, așa cum spuneam, n-a fost nicio reformă și încercăm la nivelul Sibiului și la nivelul structurilor și comunităților în care putem să intervenim, să-i convingem pe diriguitori că acești tineri alături de cei care sunt la management, pentru că ei nu sunt singuri, trebuie să lucreze împreună cu cei care îi promovează, cu cei care fac proiecte, împreună
cu scenografii împreună, cu regizorii. Ei trebuie să fie acel nucleu, acea entitate. E bine, dacă nu ajung să aibă cele necesare existenței, dacă sunt într-o zonă de subzistență, cum se întâmplă, din păcate, în România, vor ajunge să se ducă în zona facilă, în zona urâtă, în zona în care ne ducem să facem nu știu ce reclamă ca să câștigăm ceva, ne ducem să mai facem... Cum se spune, câte un ciubuc? Da, exact, exact. Încercăm ca lucrurile astea să le dezvoltăm altfel. Pentru că există și teatru de entertainment, există și zonă de stradă, și zonă de evenimente, și e important ca ei să-și păstreze acest statut. Asta încercăm să le inspirăm și în același timp ei să devină personalități, individualități, să poată să joace într-o limbă, două străine, să poată să intre în proiecte internaționale și sunt convins că, având aceste experiențe, vor deveni personalități care să poată să impună. Eu nu voi lua cu mine nimic în mormânt. Sunt alții care vor veni după mine și care vor prelua ce am făcut, vor dezvolta și vor face alte minuni și sper din toată inima ca modelul Sibiului să fie dezvoltat măcar cu ocazia ideii de competiție pentru capitală culturală europeană în numele României, sperând că vor fi cât mai multe orașe care să aplice și să trezească acel orgoliu că frumusețile care sunt în această țară trebuie spuse în valoare și că există și calitate și cantitate și suficientă pricepere în așa fel încât să se facă programe cu viziune și cu coerență. Am vorbit despre lucrul în echipă. Cât de mare este echipa cu care lucrați pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu? Sunt echipe diferite. Totdeauna când încerc să creionez ceva, nu ai cum să faci un lucru singur. Există, bineînțeles, viziunea pe care o am și care ghidează toate structurile care sunt împreună. Dar pentru fiecare structură există o echipă. Există o echipă pentru Teatrul Național, pentru festival, pentru bursă, pentru școală și așa mai departe. Una din puținele lecții pe care încerc să le dau este ca atunci când sunt provocați, când intră într-o astfel de echipă, să nu spună niciodată nu. Pentru că dacă spui nu, închizi o ușă. Nu mai ai o continuare. Nu spune niciodată da, neargumentat. Pentru că s-ar putea să spui da, neputând să susții ceea ce te provoacă partenerul să faci. Cel mai important e să lași o portiță de dialog și să spui poate. Și căutând justificările și argumentele, să găsești împreună soluțiile. E important să ai dialog. Eu încerc să dau tuturor responsabilități, iar studenții știu, merg la toate examenele lor și încerc să identific în fiecare din ei cum au crescut, cum au evoluat sau cum au involuat. De multe ori se întâmplă și astfel de lucruri. În același timp să nu credeți că profesorii nu sunt exact în aceeași situație de a fi evaluați și să nu credeți că ei nu sunt luați la întrebări pentru ceea ce funcționează bine sau ceea ce nu funcționează bine. Din această cauză, Sibiu propune un alt fel de excelență la nivelul școlilor de teatru din România. Din păcate, inițiativa școlii din București și a celorlalte școli care erau mai puternice atunci când s-a impus sistemul Bologna, nu a avut niciun glas. Consider sistemul actual greșit, adică insuficient. Cum ar trebui? Și în calitatea pe care o am acum de membru al panelului pentru artele spectacolului, voi încerca să schimb la nivelul României sistemul educațional în domeniul artelor spectacolului, cel puțin pentru actorie, regie și management cultural, ar trebui 4 ani licență. Pentru că 3 ani este insuficient. Cred că
ar trebui 2 ani master, dacă nu vor fi în primă fază, pentru că în același timp trebuie să te gândești totdeauna și la surse și resurse, se poate o perioadă funcționa cu un an de master, iar apoi școala doctorală ar trebui să fie mult mai serioasă. Din păcate, în România sunt sute și sute de doctori în teatru și în artele spectacolului fără operă. Și o spun la modul responsabil, din această cauză deschidem la Sibiu o școală doctorală altfel decât în România. Ce înseamnă? A fost foarte mare presiune din partea tuturor celorlalte școli doctorale. Aș vrea să dați emisiunea asta și pe postul național ca să se audă, să audă și colegii din celelalte școli. Pentru că vor să-și țină această zonă de copiere, de profesori care nu avem o operă și ne refugiem în zona învățământului ca să putem să câștigăm un ban necontând viitorul acestor tineri. Este fundamental important ca cineva care dorește o zonă de excelență în zona doctorală, și aici atrag un mare semn de întrebare și în această universitate căreia aparținem, pentru că suntem singura disciplină, singurul domeniu care am fost autorizați pe primul loc în România. Sper din toată inima ca și alte domenii din Universitatea Lucian Blaga să prindă această excelență. Revenind, am adus conducătoarea școlii doctorale de la Sorbona și am autorizat-o conducătoare de doctorat aici la Sibiu. Arătați-mi câți pot să facă așa ceva într-un oraș care este de 20 de ori, 30 de ori mai mic decât Parisul, ne mai vorbim de notorietate. Ei bine, eu am reușit să impun prin Teatrul Național, prin festival, prin tot ceea ce am clădit aici, că e important ca cineva de la Sorbona, dintr-o poziție atât de importantă, precum Catrin Ogret, precum domnul Banu, care este profesor al acestei universități, să vină aici la Sibiu. L-aducem pe Franco Bianchini, cel mai important expert în artele, în regenerare urbană, printr-un dat cultural al Comisiei Europene, profesor la 3 mari universități în Marea Britanie. Îl autorizăm aici. Eu însumi m-am autorizat ca și conducător de doctorate și vor mai fi alte personalități de la Brown University, de la Waseda University, de la alte universități din Europa. Vom face o platformă exemplară în zona doctorală, în așa fel încât să existe o mare dimensiune academică dublată de o foarte mare dimensiune practică. Iar aici șansa este festivalul în cadrul căruia vom face o platformă de prezentări. Iar doctoratele exemplare să poată să fie arătate. Vă dau un exemplu. Succesul construiește succesul. Vom face o mare coproducție între Teatrul Național din Sibiu și cea mai mare instituție de artele spectacolului din Tokyo. Tokyo Metropolitan. În 2016 aniversăm un număr important de ani de când a apărut și a dispărut Shakespeare. Și atunci, 2016, este marele eveniment al lumii când aniversăm Shakespeare. Ei bine, domnul Purcărete, împreună cu Teatrul Național din Sibiu, împreună cu colaboratorii domniei sale, Vasile Șirle și Dragoș Buhagiar, au fost invitați la Tokyo Metropolitan să regizeze împreună cu marele artist Noda, cel mai mare artist al Japoniei, un Shakespeare, Richard al III-lea. Noi folosim această experiență și unim Universitatea Lucian Blaga cu Tama Arts University, cu Waseda University din Japonia și cu celelalte universități care vor dori să intre în acest col, și sunt convins că vor fi zeci de tineri specialiști care vor vrea să-și dea un doctorat în acest proiect de întâlnire a două mari culturi, a două mari civilizații. Și că se va scrie, nu se va copia, despre acest mare proiect. Chiar astăzi m-am despărțit de o altă doamnă care a venit în numele unui mare teatru, Schauspiele Stuttgart, care vrea o înfrățire cu Teatrul Național din Sibiu. Ei bine, am găsit imediat rațiuni și la nivelul educațional
ca să putem să colaborăm și totdeauna când gândesc un proiect în numele teatrului, mă gândesc și la festival, mă gândesc și la școala de teatru și la școala de management cultural, mă gândesc și la bursa de spectacole, pentru că pe principiul vaselor comunicante, aceste structuri, dându-și mâna, aduc această zonă de excelență care este atât de necesară pentru acești tineri. Arătați-mi în alt loc, în România, unde cineva se mai îngrijește de ceea ce înseamnă parcursul lor în viață. Cineva care să se îngrijească pentru devenirea lor individuală, nu să se îngrijească pentru salariul lui. Este adevărat ce spuneți și vreau să vă întreb dacă, înțeleg că inspirația pe care o aveți pentru a managerui toate aceste proiecte de o atât de mare amploare vine din alte țări, din exterior. Dar credeți că România de astăzi se poate face management la un nivel la care ar trebui, care să ne ajute cu adevărat? Păi, Sibiu a dovedit-o cu presosință. Am făcut totuși capitală culturală europeană în pofida faptului că atunci când am fost primit în fața juriului comisiei în 2004, mi s-a spus, domnul Chiriac, dar ce căutați aici? Lucrurile astea nu se știu. Sunt tot felul de nei ca nimeni care se bat cu pumnii în piept pe la București, inclusiv personalități care spun, a, păi dacă nu făceam eu aia sau aia. Sunt unii care au profitat. Sibiul a făcut capitala culturală europeană, nu altcineva. Iar eu am fost în numele aceste idei în fața juriului. Iar atunci când am ajuns acolo, mi-au spus, acum, în 2004, intră în Uniunea Europeană 10 țări. Era Polonia, Slovacia, Slovenia și așa mai departe. Au intrat 10 țări. Și mi-au prezentat o rezoluție a Parlamentului European care spunea clar, toate cele 10 țări vor aplica pentru capitală culturală europeană începând cu 2009. Am spus, deci n-aveți cum să aplicați dumneavoastră. Și am spus, nu e adevărat. Mai citiți odată rezoluția. Și mi-au citit-o. Și am spus, România nu e trecută printre țările respective. Și am spus, păi dacă cele 10 țări care intră în Uniunea Europeană nu pot să aplice pentru că încă nu sunt pregătite din punct de vedere al comunității căreia aparțin și că nu există garanția că va fi o structură independentă care să nu depindă de ochiul politicului, care să organizeze un astfel de eveniment, cum puteți dumneavoastră să pretindeți că puteți să faceți așa ceva? Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, zic, este o structură independentă. Are 300 de evenimente pe parcursul a 10 zile, atât avea atunci. Acum are 350. Zic, chiar credeți că nu fac un eveniment pe zi? E o structură independentă. Și nu au avut ce să facă. Au chemat comisia juridică, au analizat și au spus, are dreptate. Și după aia au venit cu amendamentele. Și m-au întrebat, câte hoteluri de 5 stele aveți? Niciunul. Câte de 4? Niciunul. Câte de 3? 1. Atât era atunci. Câte zboruri cu avionul aveți pe zi? Era 1 într-o săptămână. Și am scris, scrieți acolo, asta nu ține de cel care face proiectul. Scrieți că administrația locală trebuie să facă asta împreună cu regiunea și cu guvernul. S-a făcut în clipa în care există coerență, în clipa în care există viziune, în clipa în care există voință, se naște și putința și instrumentele pentru a concepe proiecte mici, proiecte mari, numai că trebuie să ne luăm în serios, trebuie să evaluăm ce avem bogat și, așa cum spuneam, să dezvoltăm personalități. Eminescu spune un lucru fabulos. Personalitatea este binele suprem. Cu aceste cuvinte frumoase încheiem prima parte a ediției a 7-a a emisiunii Student Focus. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați inspirat astăzi. Deci nu stăm până dimineața să vă spun poezie. Nu stăm până dimineața. Sunteți drag pentru noi un adevărat exemplu și sper ca cei care ne văd, care ne urmăresc, să vină la Sibiu cât mai mulți, pentru că emisiunea va fi pe internet și atunci toți studenții sau toți cei care vor să vină la Sibiu au ocazia. Vă urez mult succes și mulțumim încă o dată. Sănătoși să fiu.
Când amesteci bun cu bun, primești ceva sănătos, sănătos și gustos, gustos. Iar tu simți plăcere, plăcere la orice oră din zi. Iaurtul Zuzu Bifidus Snack cu Omega 3 îți menține inima puternică, puternică. Zuzu Bifidus Snack. Gustare tare sănătoasă. Poartă-te frumos cu oamenii pe care nu-i cunoști. Împărtășește bunătăți cu toți. Să te ferii să dai o mână de ajutor. Îți va fi de folos pe viitor. Dacă mănânci sandvișuri bune, faci și fapte bune. Buceci vegetal, acum și cu ciuperci, ardei sau măsline, pentru familii bine crescute. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Am revenit la cea de-a șapte ediție a emisiunii Student Focus. Rămâneți cu noi pentru că mai avem chiar și detalii tehnice să vă oferim despre Departamentul de Artă Teatrală din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Pentru toate aceste detalii vom vorbi cu cadre didactice, cu studenți, dar în primul rând cu domnul director al Departamentului de Artă Teatrală, domnul conferențiar universitar dr. Ion Tomoș. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Sau din nou să mă corectez, mulțumim că ne-ați primit în sala Cavas. Cu mare drag! Aș vrea să știu niște lucruri esențiale despre cei care vor să dea admitere la actorie, așa cum cunoaște toată lumea. Câți studenți vin anual să se înscrie pentru admiterea la Departamentul de Artă Teatrală, desigur pentru cele două specializări de la licență, dar și pentru master? La nivel de licență, noi avem două specializări și la fiecare specializare, deci la actorie și la teatrologie, management cultural, la fiecare specializare noi scoatem 12 locuri la concurs. Admiterea la specializarea de actorie constă într-o probă eliminatorie. Probă de aptitudini. Probă de aptitudini, da, în care candidatul trebuie să prezinte un mic portofoliu, câteva poezii, câteva cântece, îi se testează urechea muzicală. Există și o probă medicală, pentru că vrem să avem studenți sănătoși care să fie în stare să facă față efortului. Cât de mare este efortul dacă devin studenți ai facultății de actorie? Efortul fizic este foarte mare și cred că cel mai bine ar fi să o întrebați asta pe colega mea, Diana Bârză. De câteva ori mi s-a întâmplat să am fericirea de a avea curs cu studenții, după ce studenții au ieșit de la cursurile Adrianei Bârză, de la balet sau de la mișcare și erau terminați fizic. Mă întorc la admitere, etapa următoare, după probe eliminatorie, în ziua următoare mai este o etapă în care ei sunt notați și în care tot pe baza acelui portofoliu și acelui repertoriu li se testează din nou, dar data asta pe notă, cunoștințele și la management cultural avem 12 locuri unde studenții pot candida în funcție de ordinea notei de medie de la bacalaureat. Acolo nu este o probă de admitere. Da. Iar la cursurile de masterat, la studiile masterale, acolo sunt... La ciclul de masterat, atât la specializarea de management cultural, cât și la specializarea de actorie, există o admitere. La management cultural, examenul constă într-o probă scrisă pe baza unei bibliografii și a unei tematici. Iar la specializarea de actorie, din nou, există o probă de aptitudini și un repertoriu pe care absolventul de licență, proaspătul licențiat, trebuie să-l prezinte în fața comisiei. Și înțeleg că urmează să avem și studii doctorale la Sibiu, așa cum ne spunea în prima parte a emisiunii domnul Constantin Chiriac. Da, așteptăm în orice zi din săptămânile următoare până la Paște, așteptăm să se emită ordinul de ministru care va certifica înființarea acestor studii doctorale, ceea ce înseamnă că din toamnă vom putea organiza admitere la acest nivel de studii. Este o veste extraordinară pentru cei care voiau să facă asta până acum, dar nu voiau să plece din Sibiu, nu? Trebuie să rămână aici. Este o veste extraordinară, eu cred că este o veste extraordinară pentru întregul învățământul universitar artistic din România. Și trebuie să spun cu părere de rău că din acest punct de vedere formalitățile sunt absolut criminale. Ministerul vorbește despre recunoașterea automată a titlului de conducător științific, de conducător de doctorat a unui cetățean din altă țară, în România, dar această recunoaștere automată trebuie să știți că a durat și 4-5 luni. Durează foarte mult. Da. Foarte da.
Vreau să-mi spuneți, pentru că știu că studenții joacă deja în producții de la Teatrul Național Radu Stanca, dar ei au spectacolele lor pe care le pregătesc cu cadrele didactice, cu profesorii pe care îi au, încă din primii ani ai facultății. Câte spectacole au în momentul acesta, câte producții teatrale din timpul facultății care încă se joacă în sala Cavas și nu numai? Sunt multe producții teatrale care se joacă în Cavas și care sunt toate ale studenților noștri. Cred că în momentul de față avem în jur de vreo 10-12, poate chiar mai multe producții care se joacă în mod curent. Cel mai bine o să vă răspund la întrebarea asta Luminița Puiulescu, colega mea care se ocupă de tot ceea ce înseamnă coordonarea acestor proiecte. Trebuie să plec de la premisa că până în urmă cu câțiva ani, când, așa cum spunea domnul Chiriac, existau 4 ani de studii la nivel de licență, exista așa o regulă nescrisă care spunea că doar studenții de anii 3 și 4 se urcă pe scenă. Datorită faptului că s-au condensat studiile de licență, această regulă nescrisă a început să fie din ce în ce mai mult uitată și lăsată la o parte și cred că este bine ca studenții noștri să aibă cât mai devreme un contact serios cu publicul. La orice nivel ar fi acest contact. E drept că primele producții studențești propriu zise sunt făcute de obicei la începutul anului 2, dar tocmai ce s-au întors, o parte din toți studenții din anul 1, tocmai ce s-au întors din Croația, unde au participat la un festival internațional studențesc, repet, anul 1. Deci au avut ocazia de a se întâlni cu publicul din străinătate. Deja din primii ani. Da. Trebuie să vorbesc cu coordonatoarea tuturor studenților care au spectacole și nu numai, cu lector universitar dr. Luminița Puiuleț. Bună ziua! Mulțumim că ne-ați primit! Cât de greu este să coordonați atât de mulți studenți, mai ales că ei înțeleg că au turnee, înțeleg că au spectacole, nu numai la sala Cavas, peste tot joacă și în producții ale Teatrului Național Radu Stanca. Cred că este omenirea mea. S-a întâmplat asta cu mult timp în urmă, când domnul Chiriac, directorul Teatrului Național Radu Stanca, mi-a propus să începem să facem producții în studio de teatru al studenților. Aproape 15 sunt producțiile. Câteva dintre ele nu se mai pot juca în acest moment, datorită faptului că studenții noștri au plecat. Nu mai sunt studenți sau pur și simplu au dorit ca aceste producții teatrale din Cavas să fie duse în alte spații. Cum este relația pe care aveți cu ei? Să mă întorc la ei? Asta înseamnă că este una foarte apropiată din zâmbetul lor, înțeleg. Este greu să nu-mi amintesc zilele trecute. Am avut ultimul spectacol, Scrisori pierdute, în care ne căutam lucrurile. Câteodată ne este greu, câteodată nu reușim să ne îndeplinim sarcinile, dar până la urmă toți, și cred că pot să zic toți, ne realizăm obiectivul. Că în primul rând este important să te gândești pentru ceea ce ești aici, de ce ai venit. Vii la această școală, vrei să faci această carieră sau nu, pentru că este menirea ta sau nu. Mulți dintre ei realizează, așa cum spunea colegul meu, poate chiar la început, este greu sau este ușor. Cum a fost Harapalb în Croația? Să întreb studenții din anul întâi care tocmai s-au întors, zic eu, foarte bine. Ne-au reprezentat cu bine, cu brio în anul întâi. Înțeleg că să faci în primul semestru. Că acesta este secretul, nu? Da, cred că ține foarte mult. Și e mai și certați? Da, tot timpul. Tot timpul. Sunt persoana care sunt cea mai drastică, cred eu. Tot timpul îi cert. Dar vreau să spun un lucru foarte important. Și alături de mine sunt și câțiva colegi care fac aceste producții teatrale. Este colegul meu, Bogdan Sărătean, care este la 3-a producție în studioul Cavas și cărora cred că trebuie să le mulțumim. Este meritul lor. Eu sunt managerul acestor producții teatrale, încerc să mă îngrijesc de tot ceea ce înseamnă producția lor, dar meritul este a profesorilor. De multe ori ei sunt cei care trebuie să-și dea tot ceea ce e mai bun în ei pentru a-i face pe studenți să ajungă la performanțe. Vreau să vorbesc și cu celelalte cadre didactice prezente aici. Am să continui acum cu doamna Adriana Bârză, care se ocupă de mișcare și de tot ce înseamnă
balet, mișcare scenică și așa mai departe. Cum sunt studenții? Se mișcă bine din prima sau au nevoie de antrenamente dure? Este o întrebare foarte bună. Ar fi mai bine să vă răspund de ei la întrebarea asta. Foarte mulți studenți vin fără să aibă niciun fel de curs de mișcare. Cu alte cuvinte, trebuie să o iau de la zero, dar pentru mine e o mare plăcere, pentru că, așa cum spunea domnul coregraf Gigi Căciuleanu, e foarte bine să ai o pagină albă din când în când. Adică să fie corpul, un corp pe care poți să lucrezi în diferite modalități. Expresia corporală e foarte importantă pentru actor, așa că eu îmi dau silința să îi antrenez cât se poate de bine și să-i duc pe diferite zone de dezvoltare a expresiei corporale. Reușiți cu toți sau se mai întâmplă să aveți și excepții? Eu încerc să-i aduc pe toți pe aceeași linie. Câteodată sunt severă, eu știu asta. Fără o severitate nu se poate obține performanță, dar țin foarte tare la ei și sunt convinsă că modul în care eu îmi dedic sau modul în care eu mă implic în susținerea cursurilor îi ajută și pe ei să înțeleagă că numai așa pot obține lucrurile. Pe lângă faptul că sunt cadru universitar, coordonez și secțiunea de ateliere din cadrul Festivalului Internațional de Teatru și iar câteva cuvinte vreau să spun legate de această secțiune. E o secțiune care e dedicată lor. Încercăm să aducem cei mai buni profesioniști pe zona corporalității sau a dicției, pe scriere dramatică, pe toate domeniile dinspre zona artei spectacolelor, pentru a putea să se dezvolte cât mai bine pe parcursul facultății și chiar după. Mulțumesc foarte mult încă o dată! Am vorbit foarte mult despre Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, desigur cel mai important eveniment din perioada imediat următoare, dar mult mai aproape de el urmează să se desfășoare Festivalul 25 de ore de teatru non-stop la Sibiu, bineînțeles, și chiar durează 25 de ore de teatru toată această manifestație non-stop, suntem invitați la spectacole și desigur trebuie să vorbesc cu cel care a organizat, care a început evenimentul, proiectul, domnul Bogdan Sărătean, actor, regizor. Ce urmează se întâmple în cadrul festivalului, pentru că nu mai avem foarte mult timp, dar vreau să știu dacă avem așa un maraton într-adevăr de teatru, dacă sunt aduse și spectacole din alte orașe sau chiar din alte... Din foarte multe orașe importante, centre universitare importante. Da, 25 de ore de teatru non-stop, ăsta a fost conceptul de la bun început, de a juca teatru fără oprire, fără încetare. Sunt mai mult de 25 de ore anul acesta. Începem seara la ora 7, la ora 19, în 5 aprilie, la sala Talia, cu deschiderea oficială și spectacolul de gală și pe urmă de-a lungul nopții spectacole în mai multe locații. Sunt 12 spații de joc, 12 locații, printre care și sala Cavas și companii tinere invitate, companii din București, Cluj, Iași, Timișoara, Galați și Sibiu, evident. Este un festival organizat foarte mult cu ajutorul studenților și acesta. Da, de la prima ediție suntem în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga Sibiu și cu Departamentul de Artă Teatrală. Nici nu am fi făcut festivalul dacă n-ar fi fost așa, pentru că a fost făcut cu studenți de aici, de la Departamentul de Teatru, dintr-un gând și dintr-o apucătură mai veche de a mea, din vremurile noastre studențești, când făceam astfel de maratonuri sau maratoane, poate mă ajută domnul, maratonuri, domnul Tomuș, așa, doar că de data asta... Acesta este un maraton. Da, da, este și data asta l-am făcut la modul cel mai profi posibil, cred eu, încercăm, creștem de la an la an, deja ediția a patra. Mult de înainte, mult succes. Da, mulțumim. Acesta este un exemplu că actorii au variante, nu? Că nu trebuie să ne lăsăm în cazul în care un teatru nu îi angajează sau în cazul în care nu au spectacole independente. Există o variantă de genul acesta, să se formeze echipe care să lucreze foarte bine împreună. Lucrați foarte bine împreună? Da, da, asta încercăm. Ca cei cărora li se întâmplă, mă refer la studenți, să aibă mai multe posibilități, să aibă mai multe posibilități de a se desfășura, de a-și exercita misiunea, de a profesa.
ei, pe lângă faptul că sunt actori și joacă, presupun că au și alte atribuții. În cadrul festivalului fac de toate. L-am pe Claudiu aici, care este expert ticketing, umblă toată ziua cu biletele pe la punctele de vânzare, are o grămadă de tabelașe, de așa mai departe, la tehnic, la... Da, afișaj. Adrian Menchiu, care e student la teatrologie, umblă de dimineață până seara, stă pe capul celor de la print, pune afișe. Da, e o desfășurare de forțe acolo în spate, pentru că e foarte condensat programul. Avem suficiente evenimente cât să facem un festival de o lună de zile. Așa, dar va dura mult mai puțin. Da, 25 de ore. Și să vină, să vină studenții, asta ar fi ideea și bucuria noastră. Să vină noastră. Să organizeze sau să vină în public? Să vină și să organizeze și să vină și în public. Și apropo, avem voluntari. S-au înscris atât elevi cât și studenți. Oricum, pe elevi încercăm să-i atragem în cadrul ULBS prin programul ăsta de prezentare a universității în școli, pe care tot noi îl facem. Și avem voluntari, cel puțin până în clipa asta am semnat mai mult de 80 de contracte de voluntariat. Evident, unii dintre ei vor avea atribuții mai importante în cadrul festivalului, alții se vor bucura pur și simplu de spectacole alături de noi. Ideea e ca ei să crească împreună cu ideea asta și cu toate structurile astea de care spunea domnul Chireac Adineaur, că totul până la urmă a pornit de la festivalul mare, care a educat publicul și studenții într-un fel. Și e firesc să apară tot soiul de manifestări de calitate și de bun augur. E firesc ca un festival de asemenea calibru să genereze și alte pățani artistice consistente și valoroase. Asta înseamnă că festivalul 25 de ore de teatru non-stop merită aplauzele noastre acum. Și că, pentru că am adus vorba de voluntari, atunci vreau să vorbesc și cu voluntarii din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și, în mod special, cu doamna lector universitar dr. Lavina Alexe, directorul care este pe lângă lucrul acesta și directorul bursei de spectacole din timpul festivalului. Bună ziua, mulțumim pentru găzduire! Bună ziua, bine ați venit! Cu mare drag! Aș vrea să știu câți voluntari adună anual Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Aproximativ adună 300-350 de voluntari activi, de fapt 350 de voluntari, dintre care 300 sunt activi. 50, să spunem că nu sunt prezenți neapărat în festival, dar ajută de departe cu traduceri sau cu alte legături și rețele pe care le fac. Aproximativ 30 sunt internaționali, 15-16 din Japonia, restul din Coreea, Iran, Franța, Anglia, Belgia, Austria, Germania și cam atât. Asta înseamnă că este mare bătaie pe locurile de voluntariat, cu alte cuvinte, nu? Este și nu este. E un fenomen foarte interesant că elevii de liceu, care sunt foarte treji și foarte agitați în sensul bun al cuvântului, înțeleg ce înseamnă această experiență. Din păcate, studenții, și nu vorbim de studenții Departamentului de Artă Teatrală din Sibiu, devin din ce în ce mai apatici și nu înțeleg, deși mergem zilnic în perioada de selecție în cadrul sălilor de curs și le povestim despre această experiență, înscrierile sunt din ce în ce mai mici din partea studenților de la Universitatea Lucian Blaga, cu un efect contrar la celelalte universități din alte orașe, unde avem foarte mulți doritori și din ce în ce mai mult doresc să se înscrie, numai că noi am dorit să-i atrage mai mulți studenți din cadrul universității. Probabil că pe viitor își vor da seama că un astfel de moment de voluntariat, o astfel de activitate, le-ar fi foarte benefică. Nu mai am timp să mai vorbesc și cu studenți ca să auzim și mărturiile lor, dar vreau neapărat să vorbesc în continuare cu domnul Tomuș, pentru că mai avem foarte, foarte puțin timp și vreau să îi sfătuiți pe cei care ar vrea să vină la Sibiu, să urmeze cursurile facultății, cursurile departamentului de artă teatrală și, în mod special, ale specializărilor artă teatrală și management cultural. Ce ar putea să știe înainte, la început de drum, fiind liceeni, poate? Cred că cel mai important lucru care ar trebui să știe, și nu vreau să-i descurajez cu ideea asta, este că va fi foarte greu. Destinul acesta de actor și destinul de manager cultural este o mare responsabilitate, că-ți asumi un asemenea destin.
Și cred că cel mai bun sfat care pot să-l dau atât lor cât și studenților mei care sunt aici și este un sfat care mi-l dau și mie de câte ori am nevoie de el, este să încerce să facă tot posibilul, să facă totul cu plăcere. Este singurul de care au nevoie? Da, da, pentru că dacă fac totul cu plăcere, automat lucrurile vor merge, se vor încărca de energie și lucrurile vor merge spre bine. Care este secretul pentru care Sibiul a primit calificativul A la acea selecție despre care ne vorbea și domnul Constantin Chiriac, acea clasificare a programelor de studiu, dacă spun mai exact, în domeniul artele spectacolului, se pare că cel mai mare posibil calificativ? Da, din toate programele de studiu evaluate în Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, programul nostru de studiu a ieșit pe primul loc în A, ceea ce înseamnă că încă o dată se subliniază și se atrage așa un semn de exclamare în sensul bun al cuvântului cu privire la contextul unic al Departamentului de Artă Teatrală. Este, un, așa cum spunea și domnul Chiriac înaintea mea, este un departament de artă teatrală care a fost construit de către un festival de teatru și de către un teatru național, care departament de artă teatrală la rândul lui începe să producă studenți absolvenți buni, structuri independente, studenții noștri încep să-și formeze structuri, organizații, platforme pe care se meargă mai departe. Un exemplu foarte bun pe care pot să-l dau, despre care s-a vorbit și acum, este cel al colegului meu Bogdan Sărătean, care a știut să-și adune în jurul lui studenți. Mai avem asemenea cazuri, este vorba despre cazul lui Constantin Podu, absolvent al nostru care și-a înființat o companie și care încearcă să dezvolte și el, a dezvoltat un festival foarte interesant și foarte important de teatru Labirint. Cu alte cuvinte, au variante să se descurce pe picioarele absolut, lor în acest cadru. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați găzduit astăzi, pentru că ați fost atât de calzi și primitori. Să aveți succes în toate proiectele, vă urez tuturor. Iar dumneavoastră, celor de acasă, vă urez o zi minunată. Ne revedem vinerea viitoare de la ora 16. Trebuie să mulțumesc Laurei Petric și Helen pentru vestimentație și vă urez un weekend minunat. Pe vineri, la ora 16.